Bună ziua, bună ziua! Vă pup! Suntem atunci să culegem murzicuțe. Așa, am găsit aici să culegem câteva. Eu vreau să fac ulei, ulei pentru păr și corp. O să-l facem mâine în direct. Ia să vă arăt urzicuțele. Aici avem și urzica înflorită. Este foarte, foarte bună pentru ulei. Ia uitați. Și o să luăm urzica înflorită. Așa. O să luăm și urzica înflorită. Ia uitați. Înflorită. Ia uitați ce frumusețe. Vedeți? Așa, este foarte, foarte bună pentru ulei. Așa. Ia uitați, o minunăție. Tăiem urzica care este înflorită. Ia uitați, foarte, foarte bună pentru ulei. Uleiul de corp și pentru săpun. Ia uitați, o minunăție. Așa. Ia uitați-le. Eu am să tai așa cu farfecul. Ia uitați urzicuța. Și o luăm. Urzicuța. Pișcă. Și le punem. Am să iau doar vârfurile. Le punem în punguță. Mai pișcă. Pișcă bine. Ia uitați. Vedeți urzica? Și le punem în pungă. Și mâine, ia să luăm doar vârfurile. Pișcă, urzicuța. Ia uitați. Tratament natural. Așa, și punem în pungă. Așa, ia să vedem. Pișcă la mânuță, ia uitați ce frumusețe. Totul verde. Așa, ia să mai luăm de aici. Să mai tăiem așa o... Ia uitați, urzicuța, eu o tai. Și după aceea... O tai și o iau cu mânuța. Pișcă, dar nu-i nimic. Ia uitați. Așa, și o să facem ulei. Mâine o să-l facem în direct împreună. Așa. Ia să salut acum. Să vă pup pe toți. Ia uitați ce frumusețe. Ia că am pus mâna pe cameră. Ia uitați. În mijlocul naturii. Super. Aici suntem la Roma și culegem această urzică să facem, eu am să fac și săpun, și am să pun rețeta pe YouTube și dacă reușesc o să-l facem în direct. Mâine o să facem uleiul de urzică, o să-l facem împreună. Ia să vă mai arăt încă o plănută, să vă arăt și aici. Ia uitați, urzicul. O vedeți? Aici, în iarbă. Eu o tai cu așa cu forfecuțul și apoi o iau cu mâna. Chiar dacă pișcă puțin, nu se întâmplă nimic. Este tratament pentru... Ia uitați! Doar vârfurile. Ia uitați ce bunătate! Și cine dorește poate face și urzici. Da, foarte, foarte bune. Eu le culeg astăzi pentru Mariana. Le culeg să fac ulei și să pun de urzici. Și am să fac și eu cu așa prăjite. Eu le fac și cu ou, bătute cu ou și cu hrean și cu usturoi. Așa. Am intrat doar puțin. Vă pup dulce. Vă doresc o duminică frumoasă în continuare și mâine o să ne vedem în direct. Mâine o să ne vedem în direct să facem, nu știu la ce oră am să intru, dar o să vedeți, o să vă ajungă mesaj. Vă pup dulce, vă doresc o duminică frumoasă, eu îmi continui plimbarea aici în parcul de la Apia Antică și vă doresc multă, multă sănătate, numai bine și vă pup dulce pe toți. La revedere, pupici! Și multă, multă sănătate. O zi frumoasă tuturor.
O duminică binecuvântată vă doresc. La revedere, pupici!